Uçmuş dal kuracak. Salut, prieteni! Azi mergem la patinoarul Olimpia din Brașov. Și o să mergem cu mașina lui cumnatu, Ilban, care are 7 locuri. Încărcăm personalul și am plecat. A trebuit să facem maxim o oră până la Brașov. Cine? Da, dai să. L-ai băgat în spate, Ilban, acolo? De aia e mișto când e o mașină cu 7 locuri. Deci avem loc lejer 6 inci. Și eu o să conduc acest Renault. Așa. Ia să încălzim motorul. Repede, bine. Stați bine? Hai că stai. Hai că stai. Așa arată bordul. Și plecăm spre Brașov. Trebuia căuta mă, uite ăsta cu taxi. Copiii, stați bine acolo, nu? Copiii stau lejer acolo în spate. Și am parcat mașina aici, pe lângă spital, pe undeva. E foarte greu cu locurile de parcare în Brașov. Asta e o problemă care trebuie rezolvat. Deci te învârți cu mașina o oră și nu găsești un loc de parcare. Astea private sunt și ele full tot timpul, dar uite că am avut noroc. Tura asta am avut noroc, am găsit într-un sfert de oră loc de parcare. Și acum mergem să căutăm patinoarul Olimpia. Caută la Luca pe Google. Și am ajuns la patinoar. Rebecca, chiar aici e patinoar. Hai! Să trecem strada, să vedem cum arată patinoarul ăsta, Olimpia. Nu. Să intrăm înăuntru. Staționați. Vezi, ia? Gata. Trebuie că aici e patinoarul, trebuie să luăm bilete. La cine dați biletele? Da, văd că nu-i nimeni. Mă rog, eu îl țin aici. Hai. Păi l-aveți la voi. Natalia, biletul l-ai dat cuiva? Biletul l-ai dat cuiva? Îl ții la tine, nu? Gata. Hai să vă vedem. Nu știu cui se pierdea biletul. Ia să vedem din fetele. E mare patinarul, e altceva. Cam așa arată patinoarul. Vin acum și fetele. Se descurcă din ce în ce mai bine. E mișto aici, e mare, în aer liber. Și cam așa arată patinoarul Olimpia, de la Brașov. Am luat și o cafeluță, cât se dau copiii aici pe patinoar. Oricum, cred că ăsta o să fie cel mai tare patinoar de la Brașov, pentru că la patinoarul olimpic nu se mai închiriază patine. Și asta e grav. Deci să aveți patinele voastre acolo. Dar aici se și închiriază patine, puteți să veniți și cu ale voastre. Da. Deci ăsta o să fie patinoar numărul 1 de la Brașov, deocamdată. Nu știu de ce la cel olimpic nu mai se închiriază patine. Se vede acolo sus Brașov. Opa. Vreți să ieșiți? Mai dați o tură, două. Natalia, puteți să mai dați o tură, două. Puteți să mai dați o tură, două. O tură și gata. Că se închide patinoarul la 5 și un sfert, după aia face pauză, îl curăță și după aia dă drumul din nou la 6. Și gata, prieteni, tura de patinoar. Am ajuns cu bine înapoi la Bușteni. Mergem să mâncăm și la culcare acum. Să ne odihnim, că mâine pe drum spre casă, gata cu concediul ăsta de Revelion. Mersi de vizionare și ne vedem la următorul video. Pa!